Salutare! În episodul de astăzi avem alături de noi un colaborator vechi care o să ne spună cum a schimbat de pe partea dreaptă, pe partea stângă, volanul la o mașină și nu la orice mașină, la un Audi TT. Sebi a muncit mult la proiectul de care s-a apucat, la această mutare a unui volan de pe partea dreaptă, pe partea stângă. A ales o mașină care lui îi place, care o consideră că este mașina care îi se potrivește ca o mănușă. Dar astăseară o să stăm de vorbă cu el să ne spună toți pașii care i-au urmat în procesul de a face această mutare. Totuși, noi nu vă recomandăm să faceți un astfel de lucru. Nici să mergeți la cei, așa zisele, servisuri autorizate pentru a face chestia asta. Sunt foarte multe mărci și modele de mașini unde mutarea volanului de pe o parte pe alta se face relativ ușor, adică fabricantul a lăsat portițele necesare unei astfel de operațiuni. Cu toate astea veți întâmpina multe probleme la Registrul Auto Român, la inspecțiile tehnice, atât pe partea de acte, cât și pe partea tehnică efectiv a mașinii. Cum ți-a venit ideea? Păi, sincer să fiu, îmi plăcea foarte mult modelul Audi TT. Am avut un prieten ce m-a lăsat să merg cu mașina lui și de acolo a zis mașina asta trebuie să fie a mea. Neavând fonduri suficiente să cumpăr una, ele învârtindu-se la 4.500-5.000 de euro în perioada anului trecut când am vrut eu să-mi caut mașina. Mă refer la modelul de 225 de cai, cod motor APX sau BAM. 4, exact asta voiam, altceva este din discuție. Am zis că e o variantă foarte bună dacă găseam mașina potrivită. Și am găsit una cu volan pe dreapta la un preț foarte bun. Oricum, toate mașinile cu volanul pe dreapta sunt cam la jumatea prețului uneia cu volanul pe stânga, același an de fabricație, aceeași motorizare. Ce să te întreb? Mașina ta de unde era? Mașina mea am luat-o din Timișoara, de la un tânăr, ce a adus-o din Anglia pe roți. Asta mi-a și plăcut că nu avea nicio problemă din punct de vedere tehnic. Nu troncănea nimic, nu erau slăbite bucșile, ambreiajul eu l-am ars după aia, ăștia sunt detalii, dar era foarte bună, nu a avut erori pe tester, am fost cu tester, am probat-o, am mers cu ea, n-a avut nicio problemă. Mașina era adusă de Anglia nematriculată, nu? Eu când am luat-o avea numere roșii. De România, de Timișoara. De România, da, de Timișoara. În general, englezii au mașini bune, Anglia fiind o insulă, mașinile englezilor nu sunt merse precum ale europenilor, precum ale englezilor, ale francezilor. Ei nu fac genul de navetă pe distanțe mari la joburi, pentru că este totuși o insulă. Și cum ai început? Ia, spune-ne așa pașii tăi. Întâi ai demontat sau ai cumpărat ce trebuia? Și cum te-ai documentat în vreun fel sau ai făcut-o efectiv? Hai să vedem cum merge. Păi, în primul rând, înainte de a lua mașina, am vrut să fiu 100% sigur că merge să fac mutarea de volan fără să fie nevoie să pun polizorul pe caroserie în sine. Deci este unul din modelele care fabricantul a lăsat... Exact. A lăsat portiță specială. Este peretele ignifug, e o placă, ce se dă la o parte, este prinsă cu șuruburi și cu un mastic special, cu pistolul cu aer cald și desfăcut șuruburile, se dă la o parte și se pune una de Europa. Și principal am căutat... Dar spune ce ai cumpărat, deci ai desfăcut și pe urmă ai cumpărat? Nu, eu am ales o variantă mai simplă, am găsit încă o mașină donatoare, lovită, am luat o mașină întreagă, am desfăcut toate piesele de pe aceea și după aia am desfăcut-o și pe a mea, cea cu volan pe dreapta și am mutat totul pe a mea. Am înțeles. Nu am mers ca uns, că am mai găsit diferite chestii ce n-au mers cap-cap. De ce? Mașina donatoare nu era 4x4, nu era 4. A mea fiind 4, era diferență de mici chestii, mici țevi, erau curbate după... După forma modelului. Exact, da. Și chestii de genul acesta. Am înțeles. Și așa ca o ordine, dacă ai sfătuit pe cineva să facă chestia asta, fiind la nivelul unui amator, adică... Spune unde, că tu ai făcut-o tu acasă la tine, practic, cu sculele tale, cu prieten, da. Eu cu un prieten am făcut treaba asta. A durat foarte mult la noi, vreo 3 luni jumate, pentru că munceam de 2-3 ori pe săptămână. Și cu ce ai început, efectiv? Păi am început prima oară cu demontarea ei. Am dat tot interiorul jos, bord, tot ce ține de treaba asta, susținerea de... Ăsta, bara de ține bordul, că am un mare lapsus acum.
Am înțeles. Așa, și apoi la motor a trebuit să dăm cadru motor jos, pe care se află caseta de direcție. A trebuit să schimbăm, să desfacem ăsta, servofrâna, că la, pe dreapta e pe partea altă. Trebuie servofrână de Europa și toate piesele de Europa și pedalierul de Europa, că altfel nu se potrivesc. Motorul și transmisia au rămas pe mașină. Au rămas neatinse motorul deci și transmisia. Deși e o mașină mică, totuși e loc să... Da. Nu, n-am dat jos motorul, nu am demontat transmisie, nu am luat la chestii genul ăsta. Am desfăcut cam toate celelalte elemente ce erau în jurul pieselor ce ne trebuia, pentru că este foarte îngustă, spațiul de muncă la TT-ul meu, la baia motorului, foarte, foarte îngust. Oricum, dacă era să cumperi piesele pe bucăți, dura foarte mult să le găsești pe fiecare. Așa, ai ales o mașină întreagă, lovită și planșa bord? Da, planșa bord nu erau sărite erbegurile. A fost lovită în era lateral, lovită foarte ușor, nu tot în bot, dar foarte ușor și un pic în lateral a fost lovită, dar nu a avut probleme să-i sară erbegurile și așa mai departe. Dacă era să le iau pe piese, pe lângă faptul că mă costa mult mai mult decât am dat pe a doua mașină donatoare și le găseam foarte, foarte greu. Nu prea dezmembrează oamenii Audi TT, se pare. Oricum e o mașină destul de rară în România, nu sunt foarte multe. Ce spunem așa, în procesul ăsta al motorii, cel mai greu ce ți s-a părut? Sincer, cel mai greu mi s-a părut partea cu servofrâna. Cu mutarea servofrânei, cu găsitul conductelor, modulul de ABS de la TT-ul pe Anglia stă în altă poziție decât cel de la TT-ul de Europa. Și îmi trebuia instalația electrică, dar asta a fost prea ușor, că n-am tăiat nimic. Instalația electrică, dacă o las suficient de flexibilă, sub volan la șofer, poți să-i faci un cerc și rămâne acolo fără să tai. Doar câteva fire a trebuit să le prelungesc. Le-am prelungit singur, fiind inginer mecanic, am învățat să folosesc... Ai spus ce era mai important. Nu ești un amator. Ai pregătire în domeniu. Știi că la nicio facultate din România nu se învață ceva de genul ăsta, dar ai adaptat ce ai învățat la școală. Da, m-a ajutat ce am învățat la facultate. Ia spune-mi, și partea de ștergătoarele, tot așa le-ai, sunt acum de Europa, n-am văzut mașina ta, eu n-am văzut în realitate. Nicio problemă, că am să-ți arăt cu mare drag, să te și plimb un pic. Ștergătoarele, da, trebuie ansamblu ștergătoare și cu ștergătoarele de la... Și brațele cu totul, nu? Da, cu tot. Tot ansamblu de ștergător cu brațele și cu mutatul în sine a suportului de calculator. Trebuie luat cel de Europa, că cel de Anglia i-ar fi în locul ștergătoarelor. Toate sunt absolut pe invers, trebuie mutate tot. Inclusiv filtrul de polen, pentru că se schimbă și... Tubulatorile. Aeroterma și toată lumba de la aerotermă și toate cele. Da, eu... un volum mare de muncă și de atât logistic cât și fizic, efectiv. Da, am stat în frig și am îndurat în frig. La un moment dat aveam o aerotermă din aceea micuță cu noi în mașină când eram la partea de electrică, când înghețau mâinile, nu mai puteam să... M-am apucat să fac treaba asta și în iarnă. Venea iarna, eu desfac mașina, de ce să nu? Da, românul iarna și mută volanul la TT-ul. Exact. După ce ai terminat-o, da. A mers din prima, totul? A, nu, nicio șansă. Când am pus primul contact, am avut toate erorile de pe planetă posibile active. Bine, multe din ele era faptul că eu când am pus contactul pe ea, era doar bordul pus, instrumentele erau puse, n-aveam scaunele băgate, n-aveam ABS-ul ăsta, airbag-urile conectate, toate cele, dar au fost și câteva probleme electrice la motor, a trebuit să desfac cablurile să le relipesc, că nu se lipiseră bine, pentru că, na, fiind începător oarecum la a lipi cablul și la sodoriza și toate cele. Da, serviciurile care fac chestia asta, ia și niște bani frumoși, numai man opera. Da, da. Plus că merg pe mărci modele dedicate, care le-au învățat cumva și deși știu... Da, normal. Normal. Acum, dacă aș face asta din nou, ar fi mult mai rapid. În 2 săptămâni aș ști ce piese îmi trebuie, ce probleme întâmpin și cum să o fac mult mai repede, ar fi... Imediat s-ar întâmpla. Oricum, n-aș mai face-o, dar dacă ar fi din grupul VAG, Audi mi se pare că este singurul care lasă portițele astea pentru a se muta foarte ușor volanul de pe dreapta pe stânga. În special am văzut chiar și modele noi, 2013-2015. De modelele nu știu. Ba da, eu am văzut eu. Te cred pe cuvânt. Eu știu de partea grupul VAG, adică Golf 4 e aceeași platformă cu Audi TT și cu Audi A3 și... Toți și cu Seat Leon și cu Skoda Octavia 1 și
toate au aceeași platformă și evident au plăcut să de schimbat de volan la ei fiind mult mai ieftin probabil piesele. Am văzut pe alte canale de YouTube că se plângeau oamenii că și-au cumpărat mașini noi Audi, care le-au făcut la câți mașini de câțiva ani, care de fapt au descoperit după ceva timp că sunt cu volanul, au fost mașini cu volanul pe dreapta, da, da, mutate cu volanul pe stânga. Totul pleacă de la preț. Exact ce v-am spus la început, o mașină cu volanul pe dreapta din Anglia costă la jumătate al prețului echivalentului ei cu volanul pe stânga din Europa. Da. Adică undeva rentează în bani să faci această, exact, exact, această mutare, indiferent de valoarea mașinii. Implică volumul de muncă și cât de bine o vei face această operațiune, adică să o faci perfectă, cu etanșări, cu totul original, cu totul mutat, așa cum prevede fabricantul, sau cu improvizații. Am avut foarte mare grijă să nu fac improvizații, am făcut în unele părți improvizații, de exemplu la servofrână, unde ți-am spus că a fost cea mai mare dificultate, conductele de frână de ies din cilindru de frână, a trebuit să cumpăr de pe net de Golf 4 pentru că aveau racordul flexibil mult mai lung decât la TT și trebuia să se sucească într-o altă poziție diferită din cauza faptului că modulul ABS stătea total, da, diferit față de cel de Europa. E clar că au alt traseu și inclusiv. Exact, da. Urmăresc că și ăsta, caloriferul de căldură și ăsta, cum se cheamă, de la aerul condiționat, vaporizatorul, au alt traseu, a trebuit și conductele astea. Da, 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 conductele, tot ce ține de conducte de aer condiționat, de apă, de toate cele, tot ce a trebuit, am luat de la cel de pe Europa. De-aia am ales varianta să iau o mașină donatoare întreagă, să știu că am toate piesele acolo, să nu mai caut. Da, e foarte bună ideea ta de a lua altă mașină. O aveai completă, chit că exact, nu erau identice, nu erau tehnic, dar 95% se potriveau. Exact, da. Și acum spune-ne, cum ai matriculat-o? Păi, deci i-ai făcut mutarea. Da, i-am făcut mutarea și am vorbit la un birou de acte auto, evident. Le-am spus care a fost situația. Și mi-a zis, băi, du-te la RAR și o să plătești 1100 de lei pentru că trebuie să ți-o omologheze. Ok. Cam asta a fost. A trecut RAR-ul, atâta timp cât mie mi-a mers bine tot. Am avut faruri de Europa, neapărat, oglinzi de Europa, triplele tot schimbate, toate cablurile pentru partea că... Partea de lumină, da. Partea de lumină să fie de Europa 100%, să țină frânele. Am verificat toate aceste probleme, am trecut cu brio de ele și au omologat-o, mai costisitor, evident, dar... Am făcut treaba asta. Nu prea recomand nici eu să se facă treaba asta. Mai bine strângeți bani mai mult și luați mașina cum trebuie cu volan pe stânga. Ia fă un calcul. Cât ai băgat în mașină cu totul? Cu tot cu ăsta cam 4.000-4.100 de euro. Și valoarea ei de piață cât este acum dacă ai vinde? Acum cam atâta este. Anul trecut când am cumpărat eu pe ea, fără să pun mașina, nu? Fără să pun munca, da. Când am cumpărat mașina, erau cam 4.500-5.000 de euro în stare bună, cum e a mea. Cum e a mea acum, chiar dacă mai are câteva julituri pe la caroserie și toate alea. E o mașină din 2001 până la urmă. Da, e oricum o mașină sport. Da. Ai adresat unui anumit segment de normal clienți. Nu, TT nu și-a cineva ca să meargă cu ea încet sau să meargă cu 5 persoane la bord. Da, normal. Nu. Eu am consum de 15 în oraș. Nu pot să scad sub 15. În orice oraș? În orice oraș. N-am încercat încă în București, dar sunt sigur că e mai mare în București. Ce să te mai întreb? Ce crezi de cei care fac un business din asta? Că sunt, mai ales la noi în Oltenia și în Craiova, sunt câteva, să zicem, servisuri care s-au axat pe chestia asta. Te-ai recomanda? Ai recomandat cuiva să ia o mașină din asta cu volanul mutat? Ce dar nu zic? Sunt autorizați, adică sunt legal oamenii. Păi nu, da, e o autorizare rar pentru chestia asta. Probabil. Eu știu. Da, sunt unii care sunt autorizați rar și e servis specific orice pentru mutare de volan. Adică toată lumea poate să facă treaba asta, orice mecanic știe să facă. Am știut eu ca și amator să fac treaba asta, nu e ceva greu. Iei niște piese de la una de la alta. Nu e aia problema. Sincer să fiu, eu nu aș mai face treaba asta dacă aș mai avea ocazia odată, nici cu nicio altfel de mașină. Am întâmpinat prea multe probleme. O muncă imensă. Este o muncă imensă, iar cine va face asta, dacă ar fi să fac pentru cineva treaba asta, aș cere scump. Nu știu ce preț sau cum au prețurile, dar pentru o mașină cum ar fi Audi TT-ul al meu, aș cere ceva bani frumoși să fac mutarea altcuiva. Asta e părerea mea personală. Dar așa, să strângă bani să ia o mașină cu volan pe stânga din prima. Da, bine, evident ne lovim. Tu ai ajuns cam la același preț. Da. Dar dacă am luat pe site-urile de vânzări
valoarea unei mașini din Anglia, da, și a uneia din România, cu da, volan pe stânga, deci ziceți, ne întoarcem la aceeași jumătate de preț. Da, da. Adică să zicem că mașina costă în Anglia 5.000 și da, în România 10.000. Tu îi muți volanul cu 5.000 în România? Nu. Nu cred. Nici 1.500. Să exact, zic, s-o da, faci. Da, deci da, da, de asta rentează. Da, la mine da. La mine s-a apropiat de același preț din cauza că mașina e veche, modelul e vechi, are o anumită limită și la preț. Până la urmă sunt rare, găsești greu piese la ele, sunt vechi, nu ai ce să faci. Dar dacă ar fi vorba de o mașină de diferență așa mare de preț, de la 5.000 la 10.000 de euro, da, se merită. Mai ales că eu nu accept și nu văd rostul, ținând cont că costă 1.000 de euro piesele să muți volanul, să-ți iei o Skoda la 1.000 de euro și o ții, o matriculezi cu volan pe dreapta și apoi ești pericol public când ieși în afară și toate cele. Trebuie să ieși, să ai problemele. Știm foarte bine cum sunt o grămadă de mașini cu volan pe dreapta. Și la exterior sunt groaznic de condus, pentru că eu știu că am venit cu a mea din Timișoara și până la Craiova, abia dacă am făcut 10 depășiri, chiar dacă are 200 de cai mașina și îmi permiteam să mă bag. Nu aveam curaj pentru că nu era ceva sigur să fac acest lucru. Da, e o mașină cu volanul pe dreapta să o conduci în Europa, necesită niște și un pic de talent șoferistic și poate da, un pic ajutor al celui din partea stângă. Știi ce mi se pare cel mai greu de condus cu volanul pe dreapta? Dubele. Dubele sau autocamionetele ușoare. Nu mai vorbim de camioane. Da. Deci camioanele, într-adevăr, fiind lungi, au niște limitări de viteză, să zicem că au... În general, camioanele mari nu merg, nu intră peste tot. Da. Dar o dubă cu volanul pe dreapta, într-un oraș, când șoferul va vrea să vireze la dreapta, din partea stângă nu prea poate să se asigure. Da, aici da, știu. De acord, cu dubele. Dar nu sunt de acord, în general, cu mașinile înmatriculate cu volan pe dreapta. Înțeleg că e foarte ieftin, foarte, foarte ieftin. Dar dacă ai grijă și cauți sau mai strângi un pic de bani, o găsești cu volanul pe stânga. Mulți români care lucrează în Anglia înainte să iasă din Uniune, da, își înmatriculau în România mașinile pe care le aveau în Anglia, da, tot așa pentru regimul fiscal, pentru asigurări mai înțeleg, mult da, mai ieftine decât... Normal, decât în Anglia, da. Un englez plătește foarte mult la sistemul ăsta de asigurări, cu cât mașina se învechește, crește valoarea asigurării, ajung ca la o mașină de 15 ani, asigurarea se costă mai mult decât mașina. Da, știu că foarte... Nu mai vorbim de prețul, pentru că este această chestie, mașină cu volanul pe dreapta, nu au unde să plece din acea țară. Da. Ei le duc la dezmembrări, la chestii din astea de reciclare, care tot așa costă. De asta ajung la un preț de vânzare mult, mult mai scăzut. Am auzit cazuri cu români care efectiv le-au dat englezii mașina pe degeaba. Mașină veche, la 15-20 de ani. Da. Care englezii i-a dat-o. Iau 50 de lire sau chestii din astea. Da, prețuri mici. Și ei se bucură de câștig, dar... Ce-ți zisei și tot timpul mi-a plăcut la mașini de Anglia, sunt mașini întreținute, nemerse foarte mult și cu dotări. Probabil că din faptul că sunt cu volanul pe dreapta, producătorii nu livrează așa de multe, cum să zicem, nivele de echipare. Merg pe cele mediu și premium. Pe medium și pe premium. Da. Și tot așa, englezii, tot datorită nivelului de trai, mașinile sunt întreținute, reparate. N-ai să vezi mașina la englez cu cauciucuri uzate, fără da, plăcuțe de frână. Da, venit cu cauciucuri anul trecut, 2017, noi nouțe toate patru. Englezii sunt obsedați de chestia asta, de anvelope și de plăcuțele de frână. Nici exact, la jumate te revin noi nouțe, n-aveam nevoie să schimb plăcuțele exact, de frână. Și cam atât. Cam atât. Fetele nu apar nici în episodul de astăzi. Da. Au alte preocupări, deși le place ceea ce facem, le plac mașinile, le plac de voi, urmăritorii noștri, dar abonați-vă ca să le revedeți atât pe ele cât și pe noi în episoadele viitoare. Mulțumim și ne vedem în curând. Salutare!